Oamenii sunt dispuși să folosească orice mijloace necesare pentru a scăpa de durerile articulare și musculare, însă unguentele din farmacie nu fac prea multe minuni, iar pastilele au mulțime de efecte secundare. În acest videoclip veți afla despre un remediu popular care va ajuta în lupta cu bolile musculoscheletice. Dar înainte de toate, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Să începem! Pentru a face această procedură veți avea nevoie de o simplă folie de aluminiu. Când ajută folia? Ai putea crede că o simplă folie de aluminiu poate ajuta la artrită sau sciatică. Aceste boli se manifestă prin inflamarea articulațiilor și țesuturilor înconjurătoare. Se manifestă prin umflături, dureri severe și, ca o consecință, o întrerupere a fluxului sanguin în capilare. Pentru a trata aceste simptome, trebuie de oprit procesul inflamator și denormalizat fluxul sanguin în zonele afectate ale corpului. Ce legătură are folia cu asta? Totul constă în capacitatea sa de reflecție. Celebrul medic german William Reich credea că organismul uman radiază anumiți biocurenți, iar folia este capabilă să-i întoarcă înapoi. Vindecătorii tradiționali chinezi au remarcat de asemenea că punctele bioenergetice, dacă sunt conectate cu poduri de folie, încep să lucreze împreună. În acest fel, este posibil să se efectueze transferul de energie de la punctul sănătos al corpului la partea afectată a corpului. Astfel, este posibilă normalizarea circulației sângelui în vase și capilare. De asemenea, se creează rezonanța bioenergetică în organism. La fel, merită să ne amintim despre faptul că folia are capacitatea de a menține o temperatură constantă a obiectelor care sunt înfășurate în ea, ceea ce înseamnă că reflectă radiații infraroșii. Aceste principii stau la baza aplicării medicale a foliei pentru artrită, gută, sciatică și venele varicoase. Care este modul corect de utilizare a foliei? O regulă foarte importantă în tratamentul cu folia de aluminiu este că aceasta trebuie aplicată pe corp doar cu partea lucioasă. Principiul de tratament este simplu, trebuie să înfășurați articulațiile afectate în folia de aluminiu, astfel încât aceasta să fie ținută ferm pe corp, fără spații libere. Folia poate fi utilizată pentru tratamentul articulațiilor mici de la nivelul brațelor sau picioarelor, sau aplicată pe întregul braț sau pe o suprafață mare. Prima procedură nu ar trebui să dureze mai mult de 2 minute, dar în fiecare zi timpul ar trebui să se mărească până când se ajunge la o oră. Cursul complet de tratament este de 12 zile. Pentru a trata sciatica, se înfășoară spatele de 3 ori pe zi, timp de 40 de minute de fiecare dată. Pentru dureri cervicale, timp de cel mult 30 de minute, iar pentru venele varicoase vor ajuta doar 20 de minute, timp de 3 săptămâni. Acest lucru ar putea fi o surpriză pentru dumneavoastră, dar folia poate lupta împotriva răcelii și durerilor de gât. Pentru o recuperare mai rapidă, în timpul sezonului rece, înfășurați picioarele cu folie de aluminiu și stați în aceste șosete timp de 2 ore, iar pentru dureri de gât, faceți o eșarfă de aluminiu și lăsați-o peste noapte. Folia poate fi fixată cu o bandă adezivă. Ce fel de folie poate fi folosită? Nu contează deloc metalul din care este confecționată folia. Acesta nu-i modifică funcția sa. Cea mai des utilizată este folia alimentară. Este sigură deoarece aleajul este supus unui control riguros pentru a fi utilizat la gătit. Un alt avantaj al său este siguranța și absența contraindicațiilor. Și asta este ușor de explicat deoarece nu trebuie administrat sau să aplicați ceva pe piele, ceea ce înseamnă că organismul nu va absorbi alte substanțe. Ați încercat vreodată această metodă de tratament? Povestiți în comentarii despre experiența personală. Iar dacă v-a plăcut episodul de astăzi, atunci puneți un like și distribuiți cu prietenii și familia voastră. Pe curând!